Singurul institut de cercetare pentru utilaj petrolier din țară, aflat la Ploiești, își numără ultimele clipe. Cu o datorie la stat de 17 milioane de lei, institutul a rămas acum fără curent electric, după ce toată iarna angajații au stat fără căldură și apă. Cei 60 de angajați, câți au mai rămas din 1700, nu și-au mai primit salariul de un an și jumătate, dar cu toate acestea s-au prezentat la birouri de teama că vor fi sancționați. Nu avem nicio sursă de existență. De 18 luni de zile ne-au lăsat fără nicio sursă de existență. Încă o dată, pe teme, nu cerem pomana nimănui, că am fost scos de pomanagii, de cercetori, că temele noastre de cercetare n-au avut nicio valorificare practică. Nu este adevărat. Afacerea nu se mai poate salva decât dacă acele datorii către ANAF sunt absorbite de stat la datoria publică. La pensie, mulți care vor să plece în șomaj, mulți colegi care au nevoie de ajutoare. Nu, e un haos total, vedeți și dumneavoastră, nu mai avem nici curent electric la vremea actuală. Nu știu ce se întâmplă. O parte din colegi au fost racolați de către firmele acestea private, care, în detrimentul institutului nostru, ne-au luat și contracte și specialiștii. Comenzi sunt, dar IPCUP nu poate intra în concurență cu alte firme într-o licitație pentru că are datorii la stat. Deci noi avem programe de dezvoltare, avem rezultate ale cercetării noastre pe care putem să le implementăm, avem cerere pe piață, numai eu am o familie de instalații ultraușoare de furaj, puțuri de apă, rezultate ale programelor naționale de cercetare CEX și Relansin, pe care avem cerere enormă de la clienți și nu putem să le fabricăm, nu putem să le vindem, nu putem să relansăm această activitate datorită sabotajului la care am fost supus. De 2 ani, Ministerul Economiei nu ia nicio decizie în ceea ce privește IPCUP Ploiești. Din noiembrie anul trecut, institutul a rămas și fără director, după ce mandatul acestuia a expirat, așa că în acest moment angajații nici nu au cui să înmâneze demisiile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova are disponibile săptămâna aceasta 368 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt la Ploiești, dar și câmpinenii sau cei din Vălenii de Munte au câteva locuri disponibile. Domeniile sunt variate, dar angajatorii sunt interesați mai ales de paznici, bucătari, cofetari, ospătari, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, vânzători, lăcătuși mecanici sau sudori. Mai multe amănunte puteți găsi la sediile AJOFM sau pe site-ul emisiunii www.prahovaeconomica.eu. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Fax Media Consulting, numărul 1 în formare pentru instituții publice. Fax Media Consulting, peste 18.000 de cursanți, consultant pentru 2.500 de instituții publice, manager în proiecte din fonduri nerambursabile. Fax Media Consulting, performanțe obținute prin profesionalism. Protejează mediul și propriul buzunar. Reumple cartușul imprimantei la Pugo. În Ploiești, în centru, bloc Mercur și pe Bobâlna numărul 67. Ne găsești și pe net la www.pugo.ro. Pugo, repede și ieftin! Fax Media Consulting, furnizorul autorizat de calificare și perfecționare profesională numărul 1 în Prahova, organizează și anul acesta cursurile de vară pentru funcționarii din administrația publică. Înscrierile se pot face până pe 30 mai. Ei vin la noi pentru reîmprospătarea noțiunilor cu care lucrează în fiecare zi. Perfecționare profesională, practic, o reactualizare a legislației, pentru că, așa cum ați văzut, legislația este într-o schimbare permanentă. Neavând o altă variantă de a se consulta cu persoanele care participă la alcătuirea legilor, aceasta este, să zicem, una din puținele modalități prin care intră în contact direct
cu oamenii care fac legea. Practic, prin cursurile pe care le facem noi, intermediem relația dintre cei care fac legea și cei care o aplică. Pentru că de foarte multe ori chiar și o virgulă face diferența în felul în care legea este interpretată. Și asta este o variantă prin care oamenii vin, își lămuresc problemele, aspectele legate de meseria lor, se cunosc între ei, socializează, sunt din instituții diferite, sunt din primării diferite, cu abordări diferite, cu interpretări diferite ale legislației și atunci cad, să spunem așa, la înțelegerea corectă a legislației. Se fac cursuri de comunicare și relații publice. Se fac cursuri de buget, finanțe, contabilitate. Se fac cursuri de manager de proiect. Se fac cursuri de asistență socială. Cursurile pe care noi le organizăm nu sunt puse la întâmplare. Ele, practic, rezolvă nevoia de formare din acest tip de instituție. Ele sunt fundamentate pe nevoile lor. Deci n-am făcut niște cursuri doar ca să fie. Am gândit nevoia lor, am stat de vorbă cu ei, îi cunoaștem de mult timp și atunci cursurile sunt exact pe departamentele care se găsesc într-o instituție publică. Cursurile durează 7 zile. Se intră duminica, întotdeauna îi primim duminică după amiază, se cazează și facem deschiderea cursului. La deschiderea cursului punem la punct agenda săptămânii care urmează. În fiecare zi există curs în mod real, adică nu ne putem risca imaginea firmei, pentru că noi nu suntem agenție de turism, suntem o firmă de formare și perfecționare profesională și ne facem treaba cu conștiinciozitate, pentru că altfel nu am rezista. În fiecare săptămână există lectori alocați pentru fiecare tip de curs. Lectorii noștri sunt persoane care sunt bine alese, au experiență în a face formare pentru adulți. Deci, suntem atenți la fiecare detaliu pe care l-ar impune un curs adresat adulților. Pentru că este total diferit față de un curs obișnuit pentru elevi sau pentru studenți.